plângea, era mititică, era, se vedea că e voce de copil. Și am văzut că era mititică, mititică și m-am venit, m-am uitat, nu era nimeni în parcare, dar zic, cum a ajuns aici cățelul? L-am luat și apoi am învățat-o. Ea, de când e la mine, e învățată, ea numai un pat doarme și doarme lângă mine. De mică ea doarme lângă mine. Dar asta a fugit afară și eu nu pot prinde, decât așa, dacă vine, lui ea nu pleacă în altă parte, decât cum este? Și când intră în atelier, abia atunci o pot, cum îi zice, băga în casă, că altfel nu, duce în gol. Odată a dat o mașină, când era mai mică, a dat o mașină pe exterior. Mamă, așa este. Și, bă, o ia săraca de-a când, știi, căței fac parvoviroză. Și am dus-o până în Crângaș. Și eram într-o perioadă foarte proastă, adică astea s-a întâmplat în 2011. Mă duceam foarte prost. M-am dus până în Crângaș, la o, acolo lângă podul Murii sau așa ceva, la placul ăla de acolo, știi? Și o săptămână a trebuit să merg, nu, chiar o să merg, 4 zile, să-i facă, a avut de-aia parvoviroză, și să-i facă perfuzie, glucoză, să-și revină. Știi cum era? Cățelușa asta, 3 zile n-a mâncat nimic, nimic, nimic. Și eu am descoperit ușor că dacă îi dădeam lapte în gură cu saliva mea, ușor, să zicem, mânca, bea apa și o vomă. Așa era parcurs. Mă, și uite așa stătea ca un sfinx, nemișcată, cu orele și sârmă. După aia doctorul mi-a zis, domnule, ca să nu mai veniți până aici. Și eu o duceam prost la metrou, într-o pungă, nu într-o pungă, într-un sac, o duceam așa, pe umăr, așa. Săracă de aia. Dar ea este foarte, foarte leuță, e foarte prietenioasă. Cu alții, nu cu mine. Cu mine, nu cu mine. Mi-a zis la un moment dat un băiat micușor și a zice, domnule, ea nu mai e prietenioasă cu tine, de când a dat băieții de ea. Bineînțeles, a făcut o primă tură de cățeluși. Cățelușii ăștia, ea e bunică la ăștia. Prima tură era așa. Prinț și Michael, care i-am dat unui prieten, care este la țară. Vinții, Leuțu, cinci copii am. Nu, stai. Și încă Chiara, era singura fetiță, care era foarte frumoasă, Chiara era foarte frumoasă. După care Chiara, bineînțeles, după un an și ceva, mi-a făcut figura că s-a încurcat și ea, deși eu am crezut că e stearpă, că nu face copii. Și de Crăciun era borțoasă și de ziua culturii române mi-a născut în pisniță. Și a venit Marian și zice, Buri, hai că a născut Leuța, știi? Nu Leuța, Chiara. E foarte interesant. Când a născut Leuța, era aici în pivniță la ăștia, era Aurică. Pe Aurică l-a iubit tot timpul. Și aici, când ea a născut, nu ea, Chiara, a născut în pivniță și era pivnița urâtă, înghesuită, cu multe lucruri, vai, cum era. Și era un frig. Și chiar a născut atunci 8 cățeluși. Știi? Și unul a murit după o oră, se chema Oroveanu. Oroi, ziceam eu, la cățelul ăla a murit. Și pe urmă alții, și pe urmă, sigur că după mulți ani, Cornica de la Corneliu Baba și ce-ai mai tău un pilot? Ai uitat că noi cum ajut povestim noi despre căței ăștia că băiatul ăsta al meu ne filmează. Dai bă și poftite, vezi cum stă ea? Dar stă, ea, când o ține în brațe, e foarte cum... El alții n-ar sta în brațe, numai ea stă în brațe. Și de ani de zile, s-a zis, ea se obișnuiește să doarmă cu mine. Eu m-am și obișnuit cu mirosul ei. Dar nu mai ea doarme lângă mine, ea nu doarme pe jos, pe acolo.
Pentru că ea de mic s-a învățat cu mine și era atât de, păi era atât de fericită și am niște poze cu ea când era mică, nu mai știu, sunt acolo pe Facebook. Gabi Stamate mi-a făcut niște poze foarte frumoase cu ea, cu Leuța. Dar ea când iasă, ea iasă că aici am o tanti Aurora, doamna Aurora, notară, Aurora Ciuhandru, și ea merge la ea, dar asta, nu știu de ce nu s-a mai dus, poate un copil fost, nu prea îi las în casă, pentru că risc să ia interi. Odată mi-a dat interi și a trebuit să mă duc până la Bragadiru să iau, da, câte trei. Ea a avut și ea o de aia în urechi. Deci am luat-o, că mă stresa, nu-mi plăcea, dar nu știu cum a fost. Când s-a dus la Bragadir, s-a dus o doamnă, s-a trimis pe cineva, că eu nu mai aveam vreme, nu puteam, nu mai știu cum a fost. Dar la două, Chiara și cu Cornica, tot Mariana, o figură de om era Mariana sa, al naibii într-o iarnă, când mie mi-era rece, frig, stăteam în pat, mi-a dat unul la căței, băi, era un frig afară, aici era o zloată din asta, poliție, nu știu ce. Și Jezucu a intrat în casă, Fănica, că este tot s-o dat așa, leargă așa ca nebunul până în cap și apoi se duc pe străzi. Și atunci s-a dus Chiara, Fănica, nu, Chiara, Cornica și Leuțu și Prinț. Prinț și Leuțu au venit după 2 zile acasă. Maria zice, pe la 5 dimineața m-a trezit, zice, hai că au venit Prinț și cum ăsta. Eu la un moment dat am zis, s-au dus, nici nu m-au... Dar pe alea n-am mai putut să le mai, nu le-am mai descoperit. M-am interesat la tot fel de asta, de posturi de animale. Nu era. Și... Na, nu n-am mai putut, n-am. La urmă să știi că... Eu atunci, în seara, eu am ieșit afară bolnav și am venit până aici. Și Chiara cu Fănica erau în capătul ăla. S-au uitat așa la mine și parcă mi-au făcut așa ca niște oameni. Ha! S-au dus, nu le-am mai văzut. Dar am impresia că pe alea două, că erau proaste, erau de-aia lipicioase. Le-a furat cineva, că erau cu mușele. Pe Prinț și pe Leuțu, ăștia amândoi sunt ca niște prieteni. Și s-au tot dus și la 5 dimineața m-am trezit cu ei acolo. Și Mariana zicea, măi, hai că a venit pe Leuțu. Era foarte... Că Mariana a zis, nu, să nu-i negi, să nu... Și am zis, bă, nu-i neg, așa. Dar zic, ce mă fac? Zice, las că-i dăm. Unul l-am dat, pe ăla îl chema Horică de la Horia Verde. Și la toți le-am pus nume de artiști. Cornica de la Corneliu Baba, Fănica de la Ștefan Călărășanu, Michael de la Michael Jackson și Michael a murit, era extraordinar cățelășul. Îi semăna lui Leuța, îi semăna lui Leuța, lipicioasă ca Leuța. Tu ne vezi cum stă Leuța? Mă, și mie așa îmi place când îi bate inima. Și foarte interesant. Ei place să-mi simtă mie pulsul. Acum Leuțu nu se mai duce, ea stă, uite, nu fuge din... Ea e foarte lipicioasă, pentru că ea și aducea... Și ce era extraordinar de când Chiara a avut ăia mici, bă, ea avea rolul de bunică. Știi ce grijă avea de ăia mici, de cățelușe? Tu, viața asta cu animale, îți lungesc, cum s-ar zice, viața, îți creează un echilibru interior extraordinar, animalele. Eu am fost odată acasă și vreo 2 sau 3 zile am absentat. A doua zi mi-au lipsit. Îi s-o obișnuit cu lătratul lor. Îi s-o obișnuit. Adică face parte din de 10 ani și s-o turmă. De multe ori nici nu mă pot odihni bine. Că de la 11, ba, sau de vreo 1, a venit ăla și și-a luat omberoanele, știi, adică